Bine v-am regăsit din nou, prieten Liviu, bine ai revenit la noi. Mă bucur că sunt aici. Da, în ultima discuție vorbeam despre vitamina D, da, și despre Dumnezeu în natură, da? Deci, mai întâi aș vrea să spun o întrebare, uh-huh, și are legătură și cu vitamina D, cu siguranță. Întrebarea mea este următoarea. Obiecția principală pe care ar aduce-o la afirmația ta că natura este o revelație mai clară decât Biblia. Da? Da. Care sunt de acord. Da, adică, fiindcă noi acum avem limbajul, da, și metodele de a înțelege natura mult mai bune decât limbajul care a fost biblic acum mii și mii de ani în urmă, care nu avea anumiți termeni, DNA, da, și așa mai departe. Exact. Natura este scrisă de Dumnezeu, da. Biblia scrisă de oameni. Da, da. Categoric. Inspirația nu este verbală. Okay? Da, deci, da, și mai spuneam de multe ori, zic, Dumnezeu face știință de 13,8 miliarde de ani, da, și face teologie numai de vreo 2000 de ani, 3000 de ani încoace, nu? Deci vreo 2000 de ani și ceva încoace. Da, da. Așa că e foarte, foarte mare, mare. Deci Dumnezeu e în primul rând om de știință și după aceea teolog. Da. Noi îl facem în primul rând teolog și după aceea om de știință. Indiscutabil că conceptul biblic de Dumnezeu este limitat. Vechiul Testament este limitat, Noul Testament sparge aceste limite. Dar știința le sparge și mai tare. Le sparge și mai tare, cu asta sunt de acord. Însă spun obiecția care se va duce. Deja s-au ridicat multe sprâncene. Da. Și spun care obiecția care se duce. Spune așa. Eu văd că natura este o carte, dar această carte a fost afectată de păcat. Asta e primul argument. Da. Și te rog să mă crezi că cunosc persoane cu PhD în teologie adventistă, care sunt atât de... Ok, o să-mi închid gura, să nu fiu prea sarcastic. Să zic un eufemism, atât de neinformați, încât își imaginează că păcatul a schimbat structura universului. Ei nu realizează că lumina ne vine de la galaxii îndepărtate de miliarde de ani. Ei zic că a schimbat pac totul și noi vedem printre scop așa cum este acum și din cauza sunt găuri negre și explozii în univers. Dar ce a făcut? Satana a aruncat cu păcat în univers? A aruncat cu păcatul în univers, da, da. Puneam întrebarea unui profesor de știință și religie la Andrews, ce facem cu Marte? Că dacă se pare că și acolo a fost un potop care a răvășit planeta. Așa că cealaltă obiecție este că mintea noastră, și asta de obicei obiecția care se aduce, atunci când aduce un argument științific unui creștin conservator, spune că mintea noastră a fost prea întunecată de păcat ca să vedem mesajul lui Dumnezeu natură. Acum, cum înțelegi tu această problemă a vedea un mesaj sau un adevăr despre Dumnezeu natură ca om de știință? Mesajul nu ai cum să-l vezi dacă nu ai anumite metode științifice, da, dacă nu înțelegi știința, dacă nu ești avansat de ajuns în știință ca să citești aceste mesaje. Deci știința pentru noi e ca un fel de program care ne ajută să citim și să tâlmăcim aceste... Să înțeleg că mesajul accesibil doar unei elite? Poftim? Să înțeleg că doar o elită poate cunoaște mesajul? Eu cred că mesajul acesta, dacă chiar vrei să-l înțelegi și să-l înveți, un om de rând poate să-l... Dar îți trebuie timp. Probabil ar fi o comparație așa comparat de neconceput ca țăranul să știe carte în Evul Mediu și avem reformațiunea și a tipărit Biblia și tot, da, s-a citit-o. Și toți țăranii, da, au citit și, da, l-au corect, știut. Da, da. Ce abuz a făcut da, biserica. Exact, da, da. Da, care se face și ea. Deci este accesibil. Da. Aș vrea să abordăm, pentru că vorbim de cartea naturii. Da. Cred că unul dintre problemele sensibile aici, relația între natural și supranatural. Da. De exemplu, noi spunem că Biblia susține supranaturalul. Uităm că, de fapt, Biblia nu susține supranaturalul ca natural, să zic așa. Da. Deci Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu sparge bulgării, Dumnezeu face sâmța să răsoară, Dumnezeu face perahera stearpă, Dumnezeu este, de fapt, în spatele fiecărui, Dumnezeu scoate fulgerele, Dumnezeu este în spatele fiecărui fenomen natural, nu există o cauză naturală. Da. Și asta înseamnă că nu există supranatural, că acesta e natural. David Hume, aș vrea să discut cu tine o declarație foarte interesantă a lui David Hume, care... Mă rog, este numai un sceptic din punct de vedere religios, dar așa cum ne place, nu a fost un sceptic și din punct de vedere filozofic. Hume n-a crezut, de fapt, în posibilitatea științei. El este cel care l-a inspirat pe Kant în critica rațiunii pure. Se spune că cauzalitatea e doar în mintea noastră, da? Dar Hume, pe baza acestei idei, face o declarație foarte interesantă. El spune că odată ce are loc o minune este un lucru care nu-l așteptăm.
Dar când a avut loc a doua oară și a treia și noi îl așteptăm. Uh-huh. Deci, de exemplu, mă rog pentru cineva să se vindece, se vindecă. Mă rog uh-huh. pentru cineva să se vindece, iar se vindece. Uh-huh. Aceea nu mai este o minune, tocmai pentru da. Că noi putem anticipa apariția ei. Da. Și Hâm aduce acest argument ca să dovedească că nu există, de fapt, minuni, ci decât în mintea noastră. Da. Și atunci face un alt pas, care, da. Care pasul acesta mi se pare cel mai interesant, da. Care stă la baza teologiei lui Kierkegaard. Da. Și în care a spus așa, că de fapt, ceea ce este minune, minunile, miracolele, totdeauna sunt în mintea noastră și baza unui miracol este numai în mintea noastră. Deci în momentul când tu vezi ceva natură și găsești lucrul acesta că contrazice orice anticipație sau, mă rog, orice expectație, aceste miracole și tu ai loc în mintea ta. Nu are loc propriu în natură. Da. Întrebarea este, experiența ta cu vitamina D cumva este ceva asemănător? Cred că da. Hai să da. Vă dau un exemplu da. Ce mi s-a întâmplat mie. Uh-huh. Și cum ai spus tu mai devreme într-o conversație, da. Că de fapt credința în Dumnezeu și felul de a cunoaște pe Dumnezeu e personal. Nu da, poți absolut. Să... Strict personal, nu poate fi altfel. Da. Exact așa mi s-a întâmplat mie cu vitamina D. Da. Deci, eu când, n-am știut, eram ignorant, n-am știut de vitamina D, n-am știut de... Și chiar vreau să sfătuiesc pe oricine care nu crede sau care zice că, mă rog, duceți-vă ori la Science sau la Nature, da, cele journals, două reviste da, care sunt de... Și just Google, just put search vitamin D, da. Vitamina D, și o să vedeți sute și mii de articole care au fost scrise. Deci câte implicații de fapt despre are... Despre vitamina D, da. 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 Și deci e foarte adevărat. Părerea mea, eu cred că ce mi s-a întâmplat mie este adevărat. Da. Dar eu cred că este adevărat numai pentru mine, fiindcă mie mi s-a întâmplat. Deci ce mi s-a întâmplat mie nu cred că se poate întâmpla la toată lumea. Se poate întâmpla ceva asemănător. Ceea ce este unic este percepția asta. Da. Evenimentul e lăuntric. Da. Și hai să explic ce mi s-a întâmplat. Deci eu când făceam studii pentru doctorat, m-am neglijat. Nu mergeam, nu stăteam prea mult pe afară, nu mă expuneam la soare. Deci eu nici nu știam că... Eu credeam că dacă iau suplimente, mă rog, tot felul de suplimente și suplimente de vitamina D, totul e ok. Uh-huh. Dar a început să mă doare spatele, a început să mă doare oasele, a început să mă doare mai multe lucruri. Uh-huh. Fiindcă eu, de fapt, eram deficient în vitamina D. Și când am început să fac, cu ajutorul profesorului ăsta, care mi se pare că a fost o minune, nu știu, mă rog, eu nu cred că a venit Dumnezeu la el și a vorbit cu el. Așa a fost să fie. Da. Și natural, bineînțeles. Da. Când am început să învăț cât mai mult despre vitamina D, mi-am dat seama că eu, de fapt, eram deficient. Uh-huh. Și am zis, hai să fac o încercare, să văd dacă pot să reversionez procesul. Și am început să mă expun la soare. Uh-huh. Și în timp de vreo două săptămâni m-a lăsat durerea de oase, dormeam mai bine, mă simțeam mult mai multă energie. Psihic și așa mai departe. Uh-huh. Și, de fapt, mi-am dat seama că vitamina D nu poate fi implicat numai în menținerea oaselor. Da. Are foarte multe implicații în overall maintenance. Uh-huh. Poate vrei să zici pe românește. Da, în starea generală a organismului. Starea generală a sănătății, da. Da, păstrarea sănătății generală. Corpului uman. Uh-huh. Și de atunci fac tot posibilul, mi-am dat seama că e adevărat, uh-huh. mi-am dat seama că această relație, bineînțeles, proved by science, da. Și experimente, e adevărată. Și de fapt că suplimentele nu poate acoperi, de fapt, vitamina D care vine produsă de soare. Uh-huh. Din mai multe puncte de vedere, fiindcă e ca un fel de asemblare a vitaminei, da. A vitaminei D cu mai multe la un loc. Putem să facem o comparație, să zic eu, deci... Dar care e importanța razei de soare? În ultima instanță, că chimic raza de soare nu se va aduce nimic, bineînțeles. Da. Este energie electromagnetică. Energia electromagnetică. O anumită lungime de undă, care de trece prin atmosferă. Da? Care vine numai de la UVB, de UVA și alte că sunt mai multe feluri de raze. Da. De celelalte nu sunt importante pentru vitamina D. Deci o anumită rază. Da, care, deci ce frecvență sau ce lungime de unde are raza aceasta? Nu știu exact, am uitat frecvența, dar e important să fie UVB. Lumina artificială nu poate da.
Ba da. Și lumea artificială, da. Asta e interesant. Da. Dar trebuie să fie UVB. Să fie UVB. Da. De... Și chestia că a fost prin anii 90 din asta o dezbatere că UVB produce cancer de piele, da, și toate da. Mașinile astea de tanning. Da, da, și, da. Și de, mă rog, au fost făcute să producă vitamina UVA. UVA, da. Și deci n-au fost bune. Și au produs cancer. Da, au produs cancer, dar interesant că au produs cancer nu la părțile unde era expunerea, da. Chiar unde nu era expunerea, chiar da. La sub braț. Prin lipsă de da, prin lipsă de vitamina D. Da. Da. Deci UVB sau ultraviolet și pentru ce reprezintă? UVB light. UVB light. Sunt mai multe, sunt A, da. B, sunt mai multe. Și, și fiecare are anumite funcții în natură. Deci este o undă electromagnetică de o anumită frecvență, anumită exact. Cantitate de energie. Bun. Are un efect probabil asupra moleculei, în primul rând asupra atomului, da, nu? Da, are, fiindcă stimulează și producția endorfinelor. Da. Și stimulează și schimbă, deci transformă anumite chimicale, I think it's 7- nu știu ce, care da. Se transformă în vitamin D3 da. Înăuntru corpului nostru. Și mai stimulează și și mult mai multe alte, e o listă întreagă. Da. Poate o să da. Poate... Și tu ai făcut deci cercetare pe vitamina D în da. laborator da, am virtual, făcut da. Am făcut la noi în laborator ceva cercetări. Da, am făcut în primul rând pe tu, corpul propriu. Mi-aduc aminte puțin de doctorul Kellogg aici, care vedea pe Dumnezeu în soare și în aer și da. În apă. Poate că nu era chiar panteist, poate că n-a fost înțeles bine doctorul Kellogg ce a vrut să spună. Cred că poate a vrut să fac o paralelă cum fac eu da. Și a fost înțeles cu totul greșit. Da, templul vieții. Și... Trebuie să fii foarte atent când vorbești da. Cu oameni care nu te pot înțelege. Da. Se pot fi periculoși. Da. Deci tu ai văzut aici un mesaj spiritual. Da, categoric. În sensul că o expunere la Dumnezeu, da. Care din punct de vedere, să zic, material nu-ți dă nimica. Nu-ți dă nici informație în plus, nici altceva, dar este un ca un catalizator care exact. Face toate celelalte care cuplează mai multe chestii la un loc da. Și îți dă sănătate mentală, spirituală și așa mai departe. Corect, de fapt, concluzia mea este, mulți mă numesc pe mine ateu. Și de ce mă numesc ateu? Pentru că am depășit faza primitivă a unui Dumnezeu cu barbă și... Da, care de fapt nu există. Care nu există. Da. Și faza de superstiție. Dar este indiscutabil că este, cum să spun, este nu un ingredient, mai mult decât un ingredient. Este un anumit mod de a pune toate lucrurile la oaltă. Da. Și cred că mulți dintre intelectualii care nu i-am înțeles din istoria gândirii europene, de exemplu, a fost Hegel, sau Kierkegaard, sau Dostoevski, de fapt la asta s-a revenit la Dumnezeu. Elementele rămâne aceleași, reacție, deci toate elementele reacției rămân aceleași, toate compuse rămân aceleași. Nu adaugi un cer undeva, un tron, un înger, o harpă, mă rog, toate aceste lucruri și totul se schimbă prin prezența lui Dumnezeu, care de fapt nici nu poate fi definit de noi. Or, acest Dumnezeu, din păcate, uite, să vă o comparație, mă gândesc la o femeie cu burca, care se izolează de soare. Da. Da? Da. În același mod, religia... Cu toate că ea într-o climă și într-un environment da? Unde soarele e foarte abundant. E foarte abundant și tocmai acolo se izolează. Da. Da. Și ce este interesant, că aici este o analogie spirituală, merge perfect, pentru că această religie, care Coranul fiind ultima revelație, da. Deci aș vrea să spun, Coranul fiind extrema la care se poate merge în tradiția abrahamică, ultima la care se poate merge, de fapt o izolează pe această femeie de contactul cu Dumnezeu, da. Nu numai cu soarele. Exact. Deci exact. Același lucru este și la noi un sistem manipulativ de lege și așa mai, mai departe. Da. Aș vrea să abordăm o altă problemă. Să vorbim puțin despre univers, da? Da. Despre creație. Prima problemă care aș vrea să ți-o pun este legată de timp, da? Deci ce mai mulți creștini gândesc așa. Îl faci pe Dumnezeu prea mic. Un Dumnezeu atot puternic nu are nevoie de miliarde de ani. De miliarde de ani ca să creeze. Okay, poate face hocus pocus. Da, nicio problemă.
De ce a trebuit 6 zile? De ce n-a făcut totul mai puțin de o secundă? Că putea. De fapt, dacă am merge mai departe, în fizica cuantică, cea mai mică unitate de timp este timpul în care o rază de lumină traversă diametrul unui proton. Da. Mai mic de atât nu poate exista. Da. Deci, la un moment dat, timpul dispare. Uh-huh. Bun. Deci Dumnezeu putea face în acea unitate care e mai mică decât raza de lumină care traversează protonul, da? În timpul de cuantic, uh-huh, care minim. Sau, hai să mergem pe partea relativistă. Putea merge acolo unde masa e infinită și timpul e zero. Uh-huh. Da? Da? Bun. De ce n-a făcut așa? Că și din punct de vedere fizic, noi înțelegem asta că există netimp, nu? Da. Deci, ceea ce filozofii ca Platon sau Augustin speculau înainte, noi înțelegem din punct de vedere științific. Există, timpul este limitat, nu? Nu totul este în timp și în spațiu. Da. Părerea mea este că sunt mai multe motive, dar două care mi se par cele mai importante este problema libertății. Da. Deci dacă noi... Cu asta sunt cu totul de acord. Da. Deci dacă noi eram făcuți în mai puțin de o secundă sau și 6 zile. Da, ok. Eram un fel de roboți din ăștia care n-aveam niciun sens să existăm. Da. Că Dumnezeu a apăsat niște butoane și noi eram ori așa, ori așa. Și eu nu înțeleg cum poți să zici că Dumnezeu ne-a făcut exact în 6 zile și a făcut totul, dar după aia ne-a dat liberă alegere. Da. Ori una, ori alta. Ce a făcut? Da, absurditatea este că Adam se trezește o ființă normală. Deci, la noi emoțiile se formează începând din copilărie. Da. Limbajul se formează. Caracterul se formează. Posibilitatea de a alege se dezvoltă. Și dintr-o dată apare Adam, dintr-o dată, având emoții mature, un limbaj. Și mi-aduc aminte de înțelegea pe Dumnezeu exact ce zicea. Da. Și mi-aduc aminte de un film de desene animate pentru copii, acele filme stupide făcute de evanghelici și care le arătăm la copiii noștri. Da, am încercat și eu să încep să arăt la fetiță și după aia m-am botolit. Am început să arăt ceva mai constructiv. Corect, da. E un show pentru copii care se numește Barney and Friends. Uh-huh. Îl recomand mult mai mult ca constructiv și ca productiv pentru cărților. Copii decât povești din ăștia care sunt foarte rău interpretate. Oh, da, și sunt, infantilizează mai mult pe copii, adică sunt extrem de infantile. Și printre altele, Adam și o creează pe Eva și hai, eu sunt Adam, hai, știi? Da. Zice, locul ăsta este minunat. Păi, să zicem, capacitatea de a admira estetic ceva. E ceva ce se dezvoltă în timp. Adam, deci nu poate fi decât un automat care are pe magnetofon sau deci, pe Dumnezeu casă registrat. Și spunea locul ăsta este minunat, da? Bă, ce locul minunat, da. E o altă problemă care vorbim de minune, da? Deci, definez minunea în sensul în care am putut de acord ca un eveniment lăuntric, da, în primul rând, da? Deci, eu văd ceva și minunea este evenimentul meu lăuntric. Uh-huh. Aspectul de uimire, de impresie, de mirare, da? De admirație. Aceasta este minunea. Pe principiul lui Hume, probabil nu cunosc lucrul în sine. Nu cunosc ce în spate, da? Dar este efectul care asupra mea. Și acum vă dau două exemple. De mic copil am învățat. Bun, Dumnezeu a zis să fie lumina a fost lumină, pe urmă Dumnezeu a făcut întindere de ape, pământ, păsări, pești, Adam, Eva și așa mai departe. Și țin minte că eram la Grand Canyon odată, într-o vineri seara, în momentul respectiv, am avut, de ce se poate numi, o epifanie, o revelație. A fost momentul când am, în urma unei lupte lăuntrice, am hotărât să renunț definitiv la absurditatea celor 6 zile și 6.000 de ani literale. Și țin minte, privesc deasupra mea și răsăreau stelele. Nu știu dacă ai avut școală în România. Eminescu, 5 clase. Da, bun. Eminescu are un vers superb. Uh-huh. Până ce răsăresc din veacuri stele una câte una. Știi? Deci răsăreau stelele și nu puteam să nu mă gândesc la lumina care vine de mii de ani călătorește prin spațiu. Da. Și mă gândeam că dincolo vine lumina galaxiilor, vine de la miliarde de ani lumină. Uh-huh. Și le vedem doar un punct sau poate nici le vedem, da? Da. Trebuie o expunere multă a plăcii fotografice ca să vezi la 30 miliarde de ani lumină și timpul. Dedesubt era altă prăpastie. Era prăpastia timpului geologic. Pentru că tocmai fusesem până jos la Colorado River. Da, și înapoi. Și drumul este o mașină a timpului. E o mașină a timpului drumul, da? Deci e foarte clar că evoluția este reală. Și mă gândeam la chiar în momentul acela și eu că trecea o pasăre care croncănea și s-auzea așa ecoul, știi, prin ceva foarte, foarte frumos. Deci aveam simțământul ăsta al adâncimii, al prăpăstiei abisale a vieții. Deci sute de milioane și
de ani de evoluție multicelulară și miliarde de ani a evoluției vieții pe pământ și transformări geologice și continente care apar și dispar și toate chestiile. Și într-o dată mi s-a părut că asta e o minune. Mult mai mare decât formula evreiască din Geneza. Și nu zic că n-a fost bună la timpul ei și are adâncime ontologice fantastică această istorie a celor 6 zile. Deci se poate stăpa mult de tot acolo. Da. Dar această confruntare directă cu creațiunea, pe care o înțelegi științific, îți dă simțământul unui Dumnezeu, citându-l pe Richard Dawkins, mult mai mare decât Dumnezeul parohial al fiecărei religii. Da, bineînțeles. Dumnezeu care nu poți să-l bag într-un costum cu cravată, spun că e adventist, sau, sau să-l îmbrac, cum fac pictorii noștri, îl îmbrac, pun un creator îmbrăcat într-un costum de Middle Easter, de oriental, da, cu barbă, cu haină, cu pijama o aia lungă, da, da, care scoate lumea din haos. Da. Adică înainte ca Universul să existe, există un lucrat, un cineva în Orientul îmbrăcat în haine de Orientul Mijlociu cu barbă, care spune așa în vid, să fie lumină, da, și apare lumina. Da, interesant că la seminarele astea de Revelation Seminars, cum da, fac adventiștii, încă Dumnezeu vine cu barbă și cu, da, cu îngeri cu aripi. Și da. Și este atât de vulgar. I-am spus odată la lui Storez treaba asta. Era lui Storez și erau încă câțiva de la SI și de la Folkenberg, era perioada Folkenberg, când ne-a creat sediul ăla penibil, era încă în America, ăla patetic, ca să facem Global Mission, cu poze, cu toate, cu semnale de apocalips, gata, făcute, știi. Stilul care se face și la Amazing Facts și la It's It și peste tot. Și am spus, domnule, zic, îi spuneau că să facem evanghelizare la Georgia Tech, în Atlanta. Zic, domnilor, gândiți-vă că studenții aceștia, cum să zic, au acces la jocuri pe internet, la sci-fi, la pictură digitală și noi venim cu chestiile astea de pictura asta naivă, kitsch-a lui Harry Anderson, cu îngeri cu aripi de gâscă și... Da, din 1800 sau 1900. Nu, 1950, da, dar ținând cont de cultura americană, mă rog, asta era ce se purta. Europa, în Europa nu prea merge niciodată stilul ăsta de artă, că Europa are altă educație artistică. Așa că aici mi se pare că asta este minunea adevărată. Da. Când, de exemplu, unii spun, să vă dau nume, că teoria evoluției sau evoluția. Teoria evoluției e o teorie, da? Evoluția este un fapt. Vorbesc de evoluția. Evoluția vieții lor li se pare că nu le spuneți prin un Dumnezeu, cum spune Geneza, care face două sau trei regnuri de viață, nici nu știe de existența germilor sau altor regnuri, și pe un pământ plat și asta este Dumnezeu frumos. Eu niciodată nu mă pot gândi, eu studiez evoluția cu un simțământ religios, cum făcea Carl Sagan. Da. Nu mă pot să nu am un simțământ religios că în fața imensității acestui marș al vieții, cu extinții, cu renașteri, cu ce, e ceva fantastic. Și într-adevăr, este ceva care te face să gândești la Dumnezeu. Evoluția te face să gândești la Dumnezeu. Ai spus odată într-un episod, sau chiar la lecțiune, că noi zicem, cum de poate Dumnezeu să facă un sistem unde vietăți mor și se chinuie și așa mai departe. Dar hai să ne gândim la nivel celular. Da. Multe celule se chinuie și mor și se zbat. Corect, da. Cu virus, cu tot din astea, dar noi nu simțim. Da, așa deci, este, da. Universul nu simte toate chestiile. Universul e întreg și e perfect, într-un sens. În sens că continue. Da. Și da, bineînțeles că noi facem poluție și crime și tot felul de chestii care, bineînțeles, Dumnezeu nu e de acord. Da. Dar la nivel universal sau la nivel corporal nu se simt aceste lucruri. Deci durează o generație, tehnul viață și atât. Săptămâna asta a apărut în Science News Daily, un articol despre pești. Peștii nu simt durere. Da. Îl prins cu undița. Da. Se zbate. Dar nu simte durerea, de fapt. Fiindcă are nervi și are... Creierul nu-i capabil să proceseze durerea. Deci durerea este procesată de creier. Deci în momentul când zic, Dumnezeu era prea bun să îngăduie ca broaște și melci și vier să sufere, ca și cum aceștia ar suferi. Da. Sau ar avea noțiunea că există măcar, da? Da. În schimb, mi se pare ok că Dumnezeu a putut să înece mamifere inteligente și sensibile la potop.
sau că a putut să omoare oamenii toți nevinovați la potop. Da. Asta nu avem nicio problemă. Că Dumnezeu l-a sudomat și Gomora i-a ars pe toți de vii. Că Dumnezeu va arde pe toți. Deci, doctrina noastră cea mai favorită e să ia cu focul. Un Dumnezeu, Dumnezeul care a făcut fizica cuantică, nu are un mijloc mai bun la îndemână decât focul. Să ne prijorească la da. Foc. Adică ca un rege primitiv din Asiria. Da. Și cred că... Nebucadnețar când i-a băgat pe da, exact. Acesta este cred Dumnezeu. Cred că cam ăsta a fost modelul. De fapt, problema... Și mă gândesc la un text foarte interesant. În cartea Regilor, când Elisei îl întâlnește pe Hazael și spune, mă uit la tine și văd ce o să faci, o să spântești pântecele femeile sărcinate, o să omor bătrânii. Da. Și spune, Hazael, ce este robul tău, câinile acestea, să fac lucruri atât de mari? Deci mentalitatea în Orientul Mijlociu era că astea sunt lucruri mari. Când omor în masă, când ești fără milă, este un lucru mare pentru care ești admirat. Și normal că el vedeau pe Dumnezeu ca pe un monarh asirian care omoară o populație întreagă fără să clipească. Da. Deci cred că aici este... Aș vrea să trecem la alt subiect pentru că discutăm. Aș vrea să discutăm o problemă care mă interesează foarte mult. Principiul antropic. Deci, Fred Hoyle este cel care prima oară a anticipat că a spus foarte clar că viața nu putea apărea pe pământ. Da. Și anume că pământul are o istorie prea scurtă. Chiar la data când nu se știa cât de lungă e istoria pământului, dar oricum. Are o istorie prea scurtă pentru ca viața să apară spontan. Fred Hoyle este cel care a susținut că viața vine din spațiu. Nu? Și Hoyle a, printre altele, înainte ca să fie descoperită ceea ce numai cum fine-tuning of the universe. Deci armonia forțelor fundamentale ale Universului, da? Care fac ca toată chimia și toată fizica și toate legile fizice să fie să fie așa cum sunt, a anticipat că nivelul de energie al atomului de carbon trebuie să fie într așa fel ca în nucleosinteza din sori. Heliu să ducă la carbon stabil și acesta să fie răspândit univers. Deci, interesant că a fost o predicție pe baza principiului antropic care s-a împlinit. Că noi știm astăzi că nucleosinteza cum funcționează și care este, până la urmă, din ce cauză atomul de carbon este atât de răspândit. Da. Este principal element făcut în sori, da? Dar una dintre probleme este originea vieții. Este foarte clar că una din probleme care le avem științifice, încercând o explicație naturală a lucrurilor, ceea ce nu contrace cu nimic credința, după părerea mea, este originea vieții. Cum vezi problema originii vieții? Din punct de vedere științific, sunt mai multe blocaje. Da. În primul rând, orice celulă are un cod de informații. Da. Și codul ăsta de informație nu avem nicio dovadă că a evoluat. Deci cumva a fost scris de un programator. Trebuie la ADN. La ADN. Da. La ADN, da. Deci fiecare celulă, da. Are ADN și are un cod care a fost scris cumva. Da. Și acum s-au încercat tot felul de modele științifice, cum să ajungi așa și pe dincolo, dar ce este fapt și concret este că niciun model nu a avut succes în a descrie cum că abiogenetica ar fi deci ipoteze, dar nu sunt teorii. Și ce mi-a plăcut mie e de un ateu din ăsta, om de știință, care el a zis cu cât încercăm mai numele lui. Un german, de something, nu știu. Ok, Dar o să caut numele și o să zic. Dar ce mi-a plăcut, a zis el ceva foarte interesant. A zis că cu cât încercăm mai mult și mai greu să producem un model, cu atât ne dăm seama cât de ignoranți suntem în privința acestui fenomen că informația dintr-o celulă nu poate fi produsă trecând de la o stare care... Abiotică. Da, la biotică. Deci aceasta se poate numai prin progenitură. Deci live to live. Acum, există o confuzie, din păcate, care fac intenționat mulți creștini.
confundă abiogeneza cu evoluția. Da, 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 da. Pentru că mulți merg la acest aspect ca să vezi că evoluția nu e posibilă, da. Că sunt două lucruri total distincte. Unul dintre lucrurile, deci, aș vrea să spun ceva. Dacă se va dovedi vreodată că este posibil, pe mine nu va dărâma credința. A, da, bineînțeles. Dacă cineva într-o zi o să zică, da. Uite, eu n-am avut nevoie nici de informație și nici de nimic să produc o celulă. Da, corect, da. Da. Sunt numai chimicale. Da, nu mă va deranja cu nimic, pentru că problema este că, cum văd eu lucrurile, adică dacă un casino, să zic, nu? Trebuie să plece de la un minim de informații oarecum, de la cărți, de la joc, da? De la jocul de poker. Dar odată jocul început, casino știe că va câștiga la sfârșitul zilei. Da. Nu trișează. Nimeni nu exclude că tu câștigi. Dar la sfârșitul zilei casinoul cel care câștigă mai mult. Da. Și asta nu pentru că trișează, ci pentru că merge pe principiul probabilității matematice. Și știe că la atâtea jocuri, atâtea vor fi câștigători de partea lui. Da. Când eram în armată, făceam un pareu cu colegii în armată. Le spuneam că dăm de 100 de ori cu banul și eu sunt sigur că marginea de eroare între 55% nu va fi mai mare de 5. Deci ori 45, ori 55%. Mai mult va fi. Și dădeam cu bani și totdeauna câștigam. Debe era 53, pe 47 sau așa ceva. Și de unde știi, mai? Spune-mi, este nu știu cum va cădea de fiecare dată banul, dar în principiu, după calculul probabilităților, așa trebuie să cadă. Și cu cât sunt mai repetate evenimentele, cu atâta este mai sigur rezultatul. Da, șanse mai mari. Da, de exemplu, mă gândesc, lumina trece printr-o oglindă, printr-o sticlă semi-transparentă. Noi nu știm care foton se va întoarce înapoi și care va trece. Da. Dar niciodată nu vezi o variație în lumină, așa cum e și cu datele radioactive. Da. Nu există variații. Deci, da. Pentru că... Da, asta e, cred că, un exemplu foarte... Și, însă, interesant că, totuși, lucrul care trebuie să recunoaștem, nu avem o teorie a apariției vieții. Nu avem. Avem doar ipoteze. Vreau să mai adaug ceva. Deci, informația într-o celulă nu poate să apară simplu numai din chimicale și materii, deci celule sau macromolecule inorganice. Deci informația este foarte specială. Da? Ia. Bun, codul la genetic e foarte special. Deci. În principiu, universul provine dintr-un sistem de informație mai complex decât universul. Da. Nu există în univers, nu există creștere de informație. Sau, mă rog, dacă există creștere, este transmisă din altă parte. Deci mai în domeniu decât mine în privința asta. Nu știu dacă sunt corect. Dar mă gândesc, de exemplu, noi plecăm de la 4 forțe fundamentale, care sunt ca un cod, foarte bine reglat matematic, da? Gravitația, forța tare, forța slabă, forța electromagnetică, acestea sunt foarte bine reglate. De acolo mergem la hidrogen și litiu și heliu. Și apoi, pe măsură ce universul se dilată, nu? Se adună în sori. Aici avem prima problemă, ar trebui să fie uniform. Da. De ce n-a fost uniform? Da? Se adună în sori și în galaxii. Și apoi în sori începe procesul de nucleosinteză. Se creează elemente grele și toate acestea. Și apoi sunt planete și sistemul planetar. Este o armonie perfectă. Este această istorie. Mă gândesc totuși la un aspect pe care l-a susținut filozoful Hegel. Că iluzia și care a influențat toată filozofia modernă, mai ales pe Heidegger, timp și ființare. Anume, iluzia grecilor, greșeala grecilor, a fost să creadă că Dumnezeu este undeva în afara timpului și universul este o copie imperfectă a ceva ce e în afara timpului. Când de fapt Dumnezeu lucrează în timp. Da. Și probabil că aici este mesajul principal al sabatului și al săptămânii creațiunii. Adică un mesaj că Dumnezeu lucrează în timp. Da. Unitatea de timp cunoscută de oameni era săptămâna și lucrează în timpul umanului, săptămână și în istorie. Istoria. Da. Deci întruparea lui Iisus este un semn că Dumnezeu intervine în istorie. Vreau să te mai întreb câteva lucruri. Deci, cum vezi din acest punct de vedere, ca unul care caută Evanghelia în știință, cum vezi întruparea lui Iisus, jertfa și învierea lui, cum vezi eschatonul, eschatologia, da? Cum, dacă ți-ai format în privința asta o părere sau și viața viitoare, cum o vezi?
Deci plecând de la Evanghelia științifică. Mai de mult am urmărit niște episoade de atâlei. Precum că Iisus a venit, ne-a arătat cum să trăim, ce avem de făcut. Și moartea lui înseamnă o completă realizare a planului lui, ce a vrut să facă. Nu că, nu neapărat, cum zic mulți filozofi, și eu sunt de acord, nu neapărat că Dumnezeu e un Dumnezeu setos de sânge, după sânge și vrea, vrea o jertfă pentru păcat. Deși limbajul a fost folosit în Noul Testament, că era un limbaj ușor de înțeles. Și acum să trec la ce ai întrebat tu. Cum privesc eu o viață viitoare? Deci, evident, după ce murim. Da. Mie mi se pare că creierul uman e foarte asemănător cu un computer. Da. Cum îi spune? Download information. Da. Yeah? Și poți să și, nu numai să download, dar poți să și păstrezi. Da. Și deci, înțelegând știința și înțelegând cât de cât computer science și storage devices, deci cum sunt astea, hard drives și USBs, mi se pare cineva cu tehnologie mai avansată ca noi, de exemplu Dumnezeu, e foarte ușor să save a file on some kind of a storage system și după aia poți să pui. De exemplu, noi putem să transferăm un file de la un camera la un computer. Da. Sau de la un telefon, un smartphone la un computer sau alt device. De exemplu, corpul nostru e un tip de device. Să zicem că e un camera, nu? Da. Și în viitor o să avem informația și ce a fost stored during our lifetime, poate să fie transferat în alt fel de equipment. Da. Un computer, de exemplu. Da. E foarte simplu, dacă ai tehnologia, nu se pare ceva. Și se poate, de exemplu, cum să spun eu, de exemplu, the device, aparatul, poate nu neapărat ține milioane și milioane de ani, poate să stică în câțiva ani, nu? Dar the software never goes bad. Și Informația never goes bad. You can always transfer. Este informația digitală. Da, și poți să transferi. Ca și ADN-ul. Da. ADN-ul de-aia poate merge pe milioane de ani. Și poți să transferi dintr-un mod de operație în altul. Un lucru care mi se pare foarte interesant. Deci, o a treia existență. Deci, eu mă gândesc, în primul rând, științific, eu văd trei existențe. Da. Deci, una ca fetus, da. Una ca human, da. Când încep să raționalizezi și așa, un fetus doesn't rationalize, nu? Da. Nu are niciun concept de realitate și așa, și așa mai departe. Și nici un nou născut, deci îți ia o perioadă de timp să devii rațional și să înțelegi anumite lucruri. Și, deci, anumite lucruri pe care noi nu le înțelegem acum, deci transferați într-un alt mod de a trăi și într-un alt aparat, deci într-o altă formă, nu neapărat fizică, putem. Da. Poate fi o formă virtuală, de fapt. Nu-mi dau seama cum am putea călători în spațiu cu un corp fizic. Da, deci, da. Eu cred că. Sau în același lucru bazat pe carbon. Da, eu cred că Dumnezeu, mă rog, sau creatorul, e capabil să ne dea tot felul de aparate în loc de un corp fizic. Da. Care face posibil călătorii în spațiu și așa mai departe. Până atunci s-ar putea ca noi înșine să invităm unele aparate între timp. Nu sunt împotrivă, chiar e chiar posibil. Și deci eu văd cam trei stagii de existență. Aș vrea să spun un lucru. Și cred că al treilea ar fi ultimul, fiindcă noi nu putem să înțelegem ceva ce ar urma după aceea. Bine, să spunem, noi speculăm acum. Deci ne luăm ca speculație, firește, că nimeni să nu se. Deci nu că deci văd posibil o a treia, un al treilea stagiu de existență. Absolut, ideea este că în universul nostru este posibil. Da. Și aș vrea să confirm o chestie interesantă acum, să facă experiențe cu quantum entanglement și cu teleportare prin quantum entanglement. Firește, nu vorbim de teleportare ca în Star Trek, da? Dar poți să teleportezi informație prin quantum entanglement. E deci foarte interesant, deci dacă doi atomi au fost
au fost uniți și după ce s-au despărțit. Întotdeauna ei sunt în aceeași, se mișcă într-o fază comună. Da. Dacă unul se mișcă, celălalt se mișcă. E probabil o legătură care are în timp și spațiu cuantic, nu în timp și spațiu relativist. Da. Deci, sau newtonian, în care ne desfășurăm noi existența. Așa că este foarte posibil ca tot ce se întâmplă, orice proces care se întâmplă în mintea noastră, da, care oricum nu e prea bine înțeles. Vreau să zic, mulți consideră, deci noi intrăm acum din faza de computer boolean în faza de computer cuantic, da? Da, da. Depășind de faza de 0 și 1 și intrăm în faza cuantică, care 0 e 1 și 1 e 0. Da. Și de ce n-ar fi creierul un computer cuantic? Da. Da? Aceasta implică și poziția de entanglement. Uh-huh. În orice colț din univers. Și ca atare, transferul informației nu este o problemă. Dar cu privire la ce ai zis tu, există, nu știu dacă ai citit, o speculație interesantă a unui om care merită să-l luat în considerare, că nu are savant. Uh-huh. Este între co-descoperitorii bosonului. Da. John Porkinghorne. Am citit ceva de la, am văzut și un debate al lui cu Dawkins, cred că. Da. Deci Porkinghorne susține că universul, că asta e o chestie care se pare foarte interesantă. Uh-huh. E clar că universul a evoluat. Și universul a evoluat de la o fază fără carbon, la faza de carbon, în care noi putem exista cu corpuri de carbon. Acum, e clar că, cum ai spus tu, universul în niciun caz nu e prietenos pentru corp de carbon. Nu vezi cum noi cu un corp bazat pe carbon am putea călători în spațiu și așa mai departe. Sau chiar trei veșnică. Entropia, oricând, hai că prăjim la 100 și ceva de ani. Dar entropia își spune pe la urmă cuvântul. Da. Mă rog, moleculele acestea organice sunt prea instabile prin natura lor ca să nu se degradeze. Da. Așa, și eu asta nu înțeleg creaționiștii care cred că noi cu acest corp am fi trăit veșnic dacă nu păcătuiam. Da, corect. Exact asta. Este una dintre idioțenile creaționiste. Și că vom fi ca Adam și Eva, înainte de a păcătui. Dar bineînțeles că vom pleca cu nori și vom spăra 7 zile prin galaxie sau prin metagalaxie, prin tot bombardamentul de... Cu un corp fizic, prin toată supa de particule, de raze gamma și particule radioactive care... Se pare că sunt mai mult bombardament în afară sistemului solar decât în sistemul solar. Da. Care sunt deprojinați de vântul solar. Da, da, da. Așa că, deci, Porkinghorne susține, deci, faza de carbon durează cam 10 miliarde de ani. Și după aceea, universul se răcește. Dar ce e interesant, el arată că universul a ajuns să fie tot mai structurat, tot mai bogat în informație. Uh-huh. Și la un moment dat, evoluția merge spre informație pură. Și el vede învierea. Uh-huh. Și lui se pare că lucrurile sunt destul de simple, în sensul că din universul fiind un sistem închis, nu se pierde informația din el. Deci este ca un hard care la un moment dat retrieve all the information, da? Hard drive, da. Poți să scoți orice informație, orice om învie. Da. Și aceasta se are loc într-un univers informațional. Dar noi deja gândim la nivel SF. Ce ar fi dacă ne-am continuat viața prin computer? Deci, un computer care a simula, ca Matrix, sau ca în Thrones, nu mai știu cum se numea, deci care ideea este o viață simulată pe computer, în care, cum faci tu, nu, cu virtual laboratory, un imens și complex virtual laboratory în care toată viața organică este simulată și... Da. Deci, e viață organică simulată, nu mai este viață organică, este simulată. Și câteodată mă întreb, oare așa ar proceda și Dumnezeu, quote-unquote, cu celulele, adică cu oamenii sau cu ființele inteligente care sunt sub 70% fit to live in such a system. Da. Or to interact in such a system. Adică ăștia care sunt abuzivi și, mă rog, criminali și așa mai departe, deci ăștia ar fi în sub 70%, sub de nivelul 70%, care nu se pot încadra în a coopera cu celelalte molecule. Da, exact. Adică cu celelalte ființe logice. Așa este, și elimină și nu neapărat trebuie să-i chinuie. Corect. Nu. Ideea că Dumnezeu care arde în foc este una dintre cele mai barbare superstiții, luate de la nivelul mediu. Eu mă gândesc, poate ăștia care au murit și au fost chinuiași și cum au fost, poate nu o să se scoale niciodată, mă gândesc. E posibil. Deci nu vreau să speculez în ce nu știu. No, nici dar nu cred că o să fie chinuiți în foc. Nu. Nici eu nu vreau să speculez. Fiindcă dacă stăm să ne gândim, faptul că unii dintre noi care ne încadrăm în a coopera normal și bineînțeles să... Și poate căutăm ceva mai mult decât... Da, căutăm ceva mai mult și vrem să ne încadrăm în a coopera cu alții și cu
alte molecule, cum da. Apelează. Numai faptul că noi o să avem încă un stagiu de a trăi din nou, da. Pentru mine asta e cum să spun eu, e un fel de răsplată și o pedeapsă pentru aia care pot să aibă șansa, așa da, ceva. Așa este. Care, noi nici nu ne putem închipui cum o să trăim noi asemenea. Da, știi că ceva foarte extraordinar. Să vorbim de pedeapsă și răsplată. Deci da. Rămân la rezerva că noi acum facem speculație. Okay? Da, bineînțeles. Bun. Că bineînțeles. Nici nu... Da. Dar vreau să mă gândesc la pedeapsă. Nu înseamnă că dacă o tradiție religioasă e mai veche decât speculația asta, este mai solidă. Okay? Da, bineînțeles. Și nu însemnează că știm cu adevărat foarte mult despre universul acesta. Da. Ca să mergem la altă chestie, la ceva care a atacat din punct de vedere agnostic. Da? Da. Problema care este? Începând din secolul XVIII, lumea civilizată a renunțat deja la ideea de pedeapsă. Uh-huh. Noi nu trăim într-un regim penal în care pedeapsa nu este ca pedeapsă, ci ca corecție. Da. Da? Deci, America, e doar că America e încă barbară față de alte țări civilizate. Da. Dar ideea care o avem din iluminism începând, uh-huh, este că închisoarea sau pedeapsa au un caracter de corecționare. Uh-huh. Nu, chiar dacă Da. Și dacă este execuție capitală, uh-huh, este că pentru persoana aceea trebuie eliminată din societate, da, definitiv. Nu se poate. Dacă i-am dat drumul, ar face corect, da, mai multe rele. Da. Da. Și uite, de exemplu, Revoluția franceză, care a fost un moment de răscruce, a introdus ghilotina, dar a desfăcut complet tortura. Uh-huh. Și ghilotina a fost introdusă tocmai pentru că este fără durere. Da. Deci, dacă ceva, scăpăm de el și gata, și a scăpat de noi. Dar nu pedepsim. Da. Ori, nu mi se pare, nu văd pe Dumnezeu mai înapoiat decât noi. Da, de altă parte, mi se pare că America are un sistem penal rămas în urmă, tocmai din cauza că este o țară foarte, uh-huh, creștină. Mă rog, cea mai mare populație în pușcărie din lume, procentual, da? Da. Cea mai... țara care încă ține la pedeapsa capitală, pedepse grave pentru ofense triviale. De fapt, China are pedeapsa capitală, dar și cu toate că sunt atei. Da. Dar vorbim de... Dar sunt comuniști, mă rog, da. Da, comuniștii sunt... Comunismul e o religie, până la urmă. Da. Adică cred în ceva. Da, însă pedeapsa capitală, până la urmă, mi se pare justificată atunci când cineva, mă rog, dovedește că nu are dreptul să împărtășească resursele cu ceilalți. Da. E crudă ideea, dar nu zic că are o justificare. Însă, în niciun caz, ca pedeapsă. Că dacă pedeapsă, se face ca nevul mediu, îl torturăm, îl legăm, îi scoadem, mm-hmm, ochii, îl ardem, îi scoadem dinții, adică punem pe roată, știi? Deci asta era evul mediu, nu? Noi am depășit faza asta în lumea modernă. Așa, al vedea pe Dumnezeu așa, mai degrabă, este un concept pe care l-au construit oamenii în timpul vechi. Uh-huh. Și unul ca Pavel este adevărat că a folosit aceste concepte pentru a face creștinismul inteligibil. Ce putea să înțeleagă evreu decât să spui, da, Doamne, Iisus a murit pentru noi în loc de miel. Nu mi-a murit mielul, a murit Iisus. Da. Nu? Pentru că pentru el era, sângele era neapărat necesar. Și sau romanul îi spunea de autosacrificiu eroic. Uh-huh. Cineva dă sângele pentru... dă lui Dumnezeu o jertfă cu sângele lui. Este foarte clar. Dar ideea ca jertfă expiată sau jertfă înlocuitoare. Da. Este de barbară care nu cred că mai e așa de prostru. Da. Chestia e că... cum înțeleg eu? Deci... Iisus n-a venit să moară. Uh-huh. Da. Iisus a venit să trăiască, că dacă Iisus venea, am venit să mor. Da. Nu învățam nimic. Da. Noi am învățat ceva de la Iisus și care a trăit. Exact. Acum așa. că a fost omenirea nebună și l-a omorât, și aia era ceva. El a mers pe la cap și n-a văzut înapoi. Da, el a mers și n-a dat înapoi. De fapt, moartea lui pe cruce a fost mod de a trăi, nu de a muri. Da. Și de fapt, el a spus tatălui, care noi nu înțelegem, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, putem cu altă ocazie să discutăm și Trinitatea, care e foarte interesantă pentru mine, fiindcă eu găsesc foarte multe paralele în natură, nu știu dacă ai avut timp să... Da, m-am uitat peste aceea și vreau să discutăm despre Trinitate, de altfel eu sunt un domeniu contestat la ora actuală de mulți adventiști și trebuie să-l discutăm. Da, bine, cu altă ocazie. Dar el chiar a spus că dacă se poate, eu nu vreau să mor, eu așa am înțeles. Dar dacă nu se poate altcumva să se facă cu viața mea până la capăt. Ce se va întâmpla? Deci sunt gata să-mi dau viața pentru cauza și pentru purpose la care am venit. Deci asta e S-ar putea vedea aici chiar ceva mai radical.
Iisus l-a luat pe Dumnezeu, pe Tatăl Său, pe cruce. Da. Ca să-L omoare. Da. Și să nu avem alt Dumnezeu decât în formă umană. Adică da, ce vreau să spun, vorbim de Trinitate. Uh-huh. În ultima, deci am prezat lucrurile într-un limbaj destul de îndrăzneț. Uh-huh. Dar care este ideea? În ultima instanță, conversația lui cu Tatăl în Ghețeman, uh-huh. în Ghețeman, e ceva foarte, 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 foarte profund. Da, pentru, și bineînțeles care poate da. Noi nu înțelegem cum nu înțelegem pe deplin. Dar este foarte clar că mergând pe cruce, Dumnezeu merge pentru cei mai părăsiți și așa mai departe. Deci, Iisus vrea ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în formă umană. Da, deci, da. Să nu mai avem un Dumnezeu abstract. Ceva care noi care noi putem să înțelegem ceva. Și chiar mă și pe care îl putem experimenta, da, de fapt. Putem ai fost vreodată la circ, la un show cu delfini, acolo, da, la San Diego? Da, am fost la Florida. Ok. Da, da. Eu am văzut foarte mulți trainers, da, ăștia. Trainers, cum se zice? Da, dresori. Antrenori, da. Care, ce se întâmplă? Ei coboară la nivelul acestor animale ca să poată să-i antreneze. Și mulți își pierd viața din iubire. Pentru animal, da. Și pentru animalele acestea. Mie mi se pare o paralelă destul de... Da, noi animalul consideră delfin, probabil. Da, sau da. Foci din alea. Da. Killer whales. Da. Și multe animale care sunt foarte dangerous. Delfinii nu sunt așa dangerous, dar killer whales are very dangerous. Mm-hmm. Și mie mi se pare că cam așa a fost omenirea pentru Iisus. O specie foarte dangerous, da. Care, bineînțeles că... Da, da, la care s-a coborât ca să o îmblânzească. Să o îmblânzească, să o educe. Să facă din omenire ceva care omenirea când era sălbatică nu putea face. Da. Dar asta l-a costat viața. Da. Fiindcă omenirea a fost sălbatică. Mă rog, dacă e o necesitate a morții, este o necesitate, zic, dialectică. Da, da. Pentru că omul, până la Iisus, niciodată n-a fost ideea că omul este un absolut. Valoarea omului a fost dată, am spus și în seminarul Conștiință pe Oxigen, a fost dată de cetate, de trib, de clan, de familie. Mm-hmm. În afara clanului, familiei, tribului, omul nu are nicio valoare. Da. Da? Poate să fie omorât de oricine. Cain, mă tem că cine m-a trimis mă va omorâ. Mm-hmm. De ce? Pentru că ai ieșit din clanul tău. Da. Și se pare că sunt și alte clanuri pe pământ. Da. Așa că Iisus face în omul absolut. Mm-hmm. Dar absolutizarea omului este, de fapt, din cauza că Dumnezeu s-a întrupat în om. Da. Și prin Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii, comunitatea creștină, este locul în care Iisus e întrupat în fiecare între ei și ca tare omul este un absolut. Problema este că ce a făcut religia organizată a refuzat această premisă a omului absolut și a preferat ca omul să se raporteze tot la un Dumnezeu care e absolut în afara lui, de el se vede tot relativizat. Și practic sunt de acord cu Nietzsche într-o afirmație că nihilismul modern își are rădăcinile în creștinism. Fiindcă spune, creștinul a fost primul care a învățat că viața nu are valoare, omul nu are valoare, nu are valoare decât Dumnezeu. Și atunci am zis să nu mai vedem pe Dumnezeu în cer, să descoperim că acolo sunt doar stele și haos. Am zis, ok, deci nimic nu mai are valoare, totul este zero. Deci, și noi trebuie, el a fost foarte creștin când a spus că trebuie să redescoperim valoarea vieții. Pentru că aceasta este, de fapt, ideea. Da. Să descoperim, viața este un absolut. Chiar faptul, cum spuneai tu, că nu avem o explicație pentru, deci, nu putem face un model științific care să traverseze de la materia organică la viață. Virusul neconzidentul viață, bineînțeles, da? Deci virusul se pare că sunt bucăți de ADN ieșite din celule, care, mă rog, sunt în stare liberă, să zic așa. Da. Dar originalul e tot în celule. Da. Înțeleg că cei mai mulți oameni așa consideră. Da. Cu originea virusului tot în celule vii. Deci, neavând o model de trecere, viața nu poate să apară decât ca un miracol și prin raritatea ei, prin imposibilitatea de a fi explicată, are valoare absolută. Și mai ales prin raritatea ei în univers. Deci dacă ar fi viață complexă pe peste tot, am zice, hai să știi că... E ceva banal. E ceva care se poate întâmpla oricând, deci nu trebuie să ne complicăm și să... Așa. Dar... Mie mi s-a întâmplat ceva foarte, adică am observat ceva foarte interesant. Deci vorbeam de animalele astea care, ei nu ne înțeleg pe noi, ele nu ne înțeleg pe noi. Noi trebuie să ne coborâm ca trainers la nivelul lor, să le antrenăm, să facă anumite chestii. Și de obicei le dăm câte un treat, nu? Da. Le dai un pește și face și te entertain pe ăștia la alții. Da.
ele, când nu li s-a mai dat, la animalele astea care nu li s-a mai dat treat și nu au mai fost antrenate, unele și-au păstrat aceste calități de a face aceste lucruri care sunt neobișnuite în, în wild, în, în sălbăticiune. Și mie mi se pare acum o revelație a lui Dumnezeu prin natură, care chiar dacă Domnul Iisus nu mai e aici cu noi ca să ne antreneze și să-L vedem așa, iluminismul și, și umanismul, noi facem dintr-un fel de instinct care, care am fost învățați prin impulsul de la Iisus să rămânem acești oameni nobili și antrenați, să nu mai fim sălbatici. Da, 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 exact. A fost un model care s-a perpetuat. Da. Hai să zicem chiar o memă. Care s-a perpetuat. Și deci nu mai avem nevoie de, de ceva, cum să spun eu, vizibil. Da. Care, deci putem să menținem aceste, acest training care ne-a scos din sălbăticiune la... Dar vezi că tocmai aici e problema cu religia organizată. Da. Religia organizată care vor să ne țină în sălbăticiune. Vor să ne țină în sălbăticiune. Adică e vor să ne țină ca pe niște animale care trebuie bătute și să li se dea momeală, da? Da, da, da. Iadul da. De o parte, cerul de altă parte. Și să, cum să zic, să avem tot timpul nevoie de experiența aia supranaturală, de amenințarea aia din Biblie, de cutremurul, de tsunamiul, de inundații. Și mi se pare, ca să schimb puțin subiectul, vreau să-l spic, să explorez o anumită nișă în subiectul acesta. Cum îți explici această dependență și adicție chiar a bisericii noastre la evenimente profetice? Noi trăim din inundații, din cutremure, din catastrofe. Deci, nu știu dacă ai văzut pe Interceri, este acea timpul profetic, da? În care tot ce este, ca și cum ar fi nevoie, ca și n-am și cum n-am și din altă parte, da? Tot ce este negativ în lume trebuie neapărat amintit, mereu despre papă. Păi tocmai este problema noastră, de ce noi nu, de ce noi nu vrem să acceptăm și să înțelegem că Dumnezeu de fapt se descoperă printr-un mod cu totul neașteptat de noi. Deci, când Iisus a venit, el n-a fost primit, fiindcă el n-a venit cum s-a așteptat. Deci, noi, dacă Dumnezeu nu vine printr-un explozie, aveți susuri blânzi și liniștit. Așa, și dacă nu vin plăgile și așa mai departe, exact, deci ăla nu e Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu vine prin știință și prin înțelegerea naturii, nu e Dumnezeu, fiindcă nu vine cum l-așteptăm noi să vină, așa, cu barbă și cu, mă rog, și cu sfulgere și cu stâncile căzând peste atei și așa mai departe. Și o să așteptăm mult și bine, fiindcă cum a așteptat iudeii un Mesia care n-a venit, așa o să așteptăm și noi stâncile astea. Cum îl așteptăm și acum. Da. Aici e problema. Așa o să aștepte unii fundamentaliști stânci căzând și, mă rog. De fapt, mie mi se pare că motivul pentru care islamul este o problemă în lumea noastră nu este accidental. Islamul este ultimul, să zic, este extrema în acest mod de religie. Deci, practic, islamul a apărut atunci când un anumit sistem de religie se încheiase. Da. Odată cu vinerea lui Iisus. Da. Asta a fost problema. Islamul a fost o continuare. Da. Vezi o chestie și cred că am mai amintit eu odată. Islamul a venit și a fost chiar plin de succes. Da. Fiindcă s-a scris o anumită carte sau o evanghelie. Exact. Deci, asta e important ca noi să înțelegem. Dacă nu va fi scris o nouă evanghelie care să incorporeze știința în ea și adăugată celei care există, atunci avem nevoie nu va fi o reformă globală. Dacă nu se scrie o nouă evanghelie, avem nevoie de Mohamed sau de Joseph Smith, sau avem nevoie o carte să care fie iertată blasfemia, avem nevoie de Ellen White ca o a doua Biblie. Da. Deci aici e o problemă, am avut o discuție cu Marius pe tema asta, mitul profetului post-biblic. Da. Problema că Biblia, prin natura ei, te lasă cu întrebări. Da. Și e făcută să te lasă cu întrebări, da? Da, și n-am nimic putut. Deci ultimul text din Vechiul Testament este o întrebare deschisă care e adresată în Noul Testament. Da. Da? Deci se continuă în Noul Testament, bun. Deci Biblia te lasă cu întrebări. Da, eu cred că Vechiul Testament adresează o întrebare care e și în afara Noului Testament. Da, deci Daniel 12:4 care spune în zile din urmă știința va crește. Da. Și cronologic ultima carte e Daniel, de fapt. Da.
Și chestia asta nu este abordată deloc în Noul Testament, nici de Pavel, nici de Isus. Da, cronologic, de fapt, cartea lui Daniel, lăsând la o parte că Daniel a trăit în Babilon, dar cronologic, cartea lui Daniel este după Maleahi. Da. Deci ultima carte și mie îmi place chestia care de fapt a accentuat-o Daniel, că oamenii vor merge într-un capăt și altul al pământului. De asta fac eu așa este. Foarte des. Și o profeție Carmiel. Și cunoștința va crește, da? Și atunci oamenii înțeleg. Da. Bun. Deci cartea e sigilată până cunoștința crește. Da. Ferește că noi nu vrem să acceptăm că asta e cunoștința. Da, știința, bineînțeles. Știința pe nedrept numită altfel. Da. Dar una problemă este că nevoia de Mohamed și de Joseph Smith, de Eddie Baker și de Ellen White pleacă de la faptul că Biblia nu răspunde la întrebări, toate întrebările. Și atunci e nevoie de o revelație ulterioară care să răspundă la acele întrebări. Acum, partea bună cu la Ellen White, partea e foarte bună, este că Ellen White a avut acest concept la care te referi tu, că legile naturii sunt legile lui Dumnezeu și studiul lor este, este de fapt, este necesar. Numai că noi confundăm legile naturii cu ce spune Ellen White despre legile naturii. Și interesant că David în Psalmul 19 spune că natura te descrie și vorbește despre tine. Eu cred că el a spus asta și înțelegând și neînțelegând. Da, corect, da. El era clar că era geocentric și flat earther. Da. Asta nu afecta cu nimic concepția lui. Dar petrecând mult timp în natură, cred că a observat aceste chestii care pe el l-a încântat. Și faptul că se repetă. Că Dumnezeu se descoperă prin natură. Da, deci a observat caracterul repetitiv al naturii, care de fapt este baza înțelegerii legilor naturii, să zic așa. Deci, înseamnează că trebuie să mergem înainte. Da? Să mergem înainte prin credință. Trebuie să acceptăm revelația asta și, cât de curând să scriem un Nou Testament. Sau să facem un canon nou, având în vedere că scrisul era foarte rar pe vremea aceea, da? Facem un canon nou în care îl include și pe Carl Sagan, îl include pe Stephen Hawking. Da. Aș vrea să spun ceva. Poate că sună o glumă ce spun eu. Inclusiv, clar că Einstein, care a spus că el crede în Dumnezeul lui Spinoza, da? Da. Care nu este exact o persoană, nu este Dumnezeul Bibliei, mă rog, deși Einstein, ca evreu, este fascinat de Iisus. El recunoaște lucrul acesta. Chipul radiant al Galileanului, spune el. Însă, Einstein are o problemă. Inteligibilitatea Universului este ceea ce nu poate fi explicat. Da? De ce poate un creier deprimat să înțeleagă teoria relativității? Sau să găsească o formulă E egal MC pătrat? O formulă Universul într-o ecuație. Da. Nu? Este o întrebare care Einstein a zis foarte bine. Însă înainte de Einstein, mi se pare că Newton a fost cel care a identificat știința cu profetismul. Newton s-a considerat un profet pe el. Nu un om de știință în sensul care vorbim noi astăzi. Probabil că nici nu ar fi acceptat în Academie Newton astăzi. Și el s-a ocupat și de profeție, de Daniel, de Apocalipsul, dar uneori e citat ca exemplu de om credincios, de știință credincios, dar cei care citează n-ar fi niciun caz de acord cu ideile lui despre Dumnezeu, despre... printre altele a fost antitrinitarian. Dar putem discuta de ce a fost Newton antitrinitarian. Newton a fost antitrinitarian pentru că nu știa ce a știut Einstein despre spațiu și timp. Da. A fost foarte logic în antitrinitarianismul lui. Dar este bazat pe ideea timpului absolut și a spațiului absolut, nu? Dar modelul acesta de om de știință care se vede pe sine ca o continuare a revelației și un profet, scriind un nou canon, a fost întrerupt în timpurile moderne și mai ales în postmodernism. Postmodernismul, după părerea mea, este o consecință a acestui divorț între știință și credință. Și motivul pentru care a fost întrerupt este acela că biserica a refuzat această idee. Deci nu pun vina pe spinarea omului de știință sau filozofului din secolul XIX, care, inclusiv Karl Marx sau Nietzsche, a fost oameni interesați de un absolut. Ci vina o pun pe seama bisericii care a vrut să-și păstreze... Care așteaptă stâncile căzând peste... Da, corect. Și s-a împotrivit oricărei alte interpretare. Hai să ne propunem, deci hai să avem o discuție despre Trinitate, dacă, în lumina științei moderne, da? Natura lui Dumnezeu, asta nu pot explica, dar Trinitatea în lumina științei moderne, da? Bine, Liviu, îți mulțumim pentru prezența aici și te așteptăm data viitoare cu mult interes.
cei care aveți o opinie, care nu sunteți de acord, care aveți o întrebare, care sunteți deranjați de ceva, simțiți-vă libere să vă exprimați opiniile și cred că Liviu va răspunde. Aduceți-vă aminte că suntem oameni și suntem limitați. Da. Scopul acestei conversații este să continuăm împreună un drum. Da. Este să avem o conversație. Și ne putem ajuta unii pe alții. Și conversația aceasta nu o facem doar în doi, da? Da. Mulțumesc, Liviu, și la revedere. Mulțumesc de asemenea, la revedere.